Serghei a fost reținut în septembrie anul trecut, iar momentan se află în spitalul penitenciarului numărul 16 Pruncul. De aproape 8 ani, el suferă de ciroză hepatică, fapt despre care cunosc și procurorii. Ultima dată, din cauza unor complicații, bărbatul a fost operat în luna ianuarie. Chiar și așa, acuzarea a insistat asupra arestului. Оперировал и ставил ему кольца, потому что у него опять было подозрение на то, что вены опять порвутся. Естественно, человек будет умирать долгой смертью. Вот. Его прооперировали в январе. Тем самым ему прокурор опять продлил арест. И это на протяжении полгода. И держат специально для того, чтобы человек, наверное, там умер. Я так это понимаю. По-другому я объяснить не могу. De câțiva ani, bărbatul se află în lista de așteptare pentru un transplant de ficat. Acum rudele lui cer un singur lucru, ca el să fie transferat în arest la domiciliu sau la spital. Человек не может сидеть там, в этом пенсаре, потому что он не может получить там должного внимания, ухода, диеты и так далее. Потому что при циррозе печени это нужна очень строгая диета и постоянное наблюдение гепатолога. Familia crede că prin acest dosar cineva pur și simplu vrea să ia afacerea. Serghei este directorul pieței Curcubeul din centrul capitalei. И пытаются добить человека до смерти из-за того, что им нужен его бизнес. Cazul este urmărit de juriștii Asociației Promolex. Aceștia au dezvăluit declarațiile medicilor audiați în instanță și ne-au oferit actele care confirmă starea gravă a deținutului. Ultimul certificat medical a fost eliberat la începutul acestei luni. O persoană este bolnavă, în stadiu avansat, ciroză hepatică decompensată de etiologie virală C, este ultima stadie în care îi se dă o șansă foarte mică de supraviețuire. A fost chemat medicul specialist de la Toma Ciorbă. Domnului spune că starea este foarte gravă, nu doar bazându-se pe documente medicale, dar și din faptul că trecând pe lângă el mirosea ficat crud. Instanța nu ia în considerare nici declarația medicului, nici actele medicale și mențin în continuare arestul aplicându-i 30 de zile consecutiv. Despre necesitatea arestului am încercat să discutăm cu procurorii care instrumentează cazul, însă șeful adjunct al Procuraturii Municipale a refuzat să discute cu noi. Noi expunem poziții și viziuni și intențiile pe care le avem în ședință judiciară. Ieri Promolex a sesizat Curtea Europeană pentru Drepturile Omului referitor la actele de tortură în cazul lui Serghei. Juriștii invocă încălcarea dreptului la libertate și cer intervenția urgentă a curții. Am sesizat curtea cu un demers pentru a transfera persoana în cauză într-un spital civil, fiindcă există risc iminent de deces. Următoarea ședință de judecată, la care cel mai probabil procurorii vor cere prelungirea arestului pentru Serghei Cosovan, va avea loc mâine. TV8 va urmări acest caz.